luni de mandat. În ceea ce privește tranziția și ceea ce urmărim să facem până la sfârșitul anului, trebuie spus că ne vom concentra asupra unora dintre temele care deja au fost evocate aici, unora dintre liniile de acțiune pe care domnul profesor Adrian Curaj le-a prezentat. Suntem foarte interesați ca CNATDCU, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, să funcționeze și să aplice toate regulamentele și toate procedurile care sunt în vigoare acum, în așa fel încât să avem soluții coerente, consistente și credibile pentru evaluarea școlilor doctorale. Fața în care ne aflăm în momentul de față și care trebuie să se încheie la sfârșitul acestei luni, este aceea a autoevaluărilor pe care le vor face aceste școli. Trebuie să trecem la o fază care să certifice valoarea studiilor doctorale în universitățile din România, pe baza unei metodologii la care în momentul de față s-a angajat să lucreze CNAPCO.